Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la știri. Răsturnare de situație în cazul lui Novak Djokovic. Tatăl tenismenului susține că acesta ar fi fost arestat de poliția australiană. Anunțul vine la scurt timp după ce instanța i-a dat dreptate sârbului. Judecătorul a decis că nu sunt motive rezonabile pentru care autoritățile de la frontieră i-au anulat liderului mondial din circuitul ATP viza de intrare în Australia. Despre această informație de ultimă oră discutăm în continuare cu jurnalistul Narcis Drejan. Bună ziua, vă mulțumesc! Bună ziua! Lucrurile sunt încă neclare și trebuie să spunem acest lucru de la bun început. Presa din Serbia vorbește într-adevăr despre faptul că el a fost arestat, pe când guvernul australian neagă această informație și susține că sportivul s-ar afla în libertate împreună cu avocații săi. Ceea ce e lesne de înțeles e că e vorba de un conflict în toată regula pe multe paliere, în care autoritățile australiene parcă nu se lasă. Da, discuția este mai complexă, pentru că informațiile ajung foarte, foarte, hai să spunem, un telefon fără fir pe care oamenii nu-l înțeleg. De fapt, poliția în fața centrului de detenție pentru emigranți, pentru cei cărora li se anulează vizele, este plin de poliție din cauza protestatarilor care se află acolo. Sunt foarte mulți balcanici, oameni cu steaguri ale Serbiei, ale Greciei, am văzut unul și al Marii Britanii, care protestează și sunt împinși de poliție pentru că ei au venit acolo să sărbătorească victoria. Sunt acei oameni care pur și simplu, pe lângă faptul că sunt fani Djokovic, consideră că sârbul a obținut o victorie. Nu este arestat, în primul și în primul rând nu a încălcat cu nimic, nu a încălcat nicio lege încât să fie arestat. Însă legile australiene spun clar că ministrul emigrărilor, este vorba despre Alex Hawkes, îi poate da o suspendare de 3 ani de a călca pe tărâm australian. Tatăl lui Novak Djokovic pare să fie așa un fel de șoșoacă al Serbiei, pentru că propagă tot felul de informații false. Însă eu mă uit chiar pe live-ul de la 7 News Australia în acest moment și văd că, de fapt, poliția este doar pentru a asigura liniștea. Acum cred că sunt în jur de 80, 90, 100 de protestatari care scandează și unii dintre ei chiar au fost îndepărtați cu gaze lacrimogene. Dar informația este destul de neclară și în presa internațională. Pe de-o parte apar imagini cu Novak Djokovic după decizia instanței în care el apare în libertate purtând o mască sanitară. Pe de altă parte, jurnaliștii englezi își reamintesc despre un apel lansat de un avocat guvernamental care a spus că Australia încă mai are la dispoziție puterea să îl scoată pe Djokovic din țară și, așa cum spuneți dumneavoastră, să îi aplice o interdicție de 3 ani. Da, așa este, dar el nu a fost arestat, adică ei nu au nici îndrept să-l aresteze, decât dacă el se va opune părăsirii țării și atunci va fi însoțit de poliție pe aeroport și evident urcat într-un avion să se întoarcă acasă. Discuția este foarte, foarte complexă. Până la urmă, probabil Craig Tilley și cu Mr. Morrison de la pe cei care organizează Australian Open trebuie să dea niște răspunsuri aici. După părerea mea, este principala lor vină. Ei sunt oamenii care au dus în această situație. Până la urmă, dacă ne uităm la întregul caz, vom vedea că, din punct de vedere al drepturilor omului, Novak Djokovic are dreptate până la un anumit punct. Apoi, justiția australiană, până la urmă, legile australiene sau cei care au judecat în baza legislației australiene. Este clar că în cazul în care statul australian ar fi avut o problemă, cu siguranță și a avut o problemă, altfel nu ar fi câștigat. Adică, din momentul acesta, statul australian, prin această decizie, are o mare problemă. Uite, cred că în momentul de față eu am imagini, mă uit la imagine live și cred că s-au strâns mai mult de cred că sunt în jur de vreo 200 de, aproape 300 de oameni. Ceea ce până la urmă înțelegem din toată această poveste e că nu mai e vorba despre tenis acolo. E vorba evident despre un conflict diplomatic, despre o dezbatere, despre vaccinare. Nimic care să mai aibă legătură cu spiritul competițional și până la urmă cu posibilitatea lui de a câștiga un al 21-lea titlu de Grand Slam, dacă nu e corect să mă
Așa este. Ar bate un record, iar întrece pe Fenerbahçe și pe Nadal, ar deveni cel mai premiat jucător din istoria tenisului în materie de Grand Slam. Deci imaginați-vă cum ar fi pentru, din punct de vedere financiar, din punct de vedere al imaginii, dacă Djokovic s-ar deci până la urmă, pentru Djokovic este și o miză sportivă, o miză competițională, nu doar una a ambițiilor, așa cum de multe ori e ea tratată în presă, fiind bine cunoscut faptul că el este un antivaccinist. Antivaccinist nu știm, pentru că el până la urmă nu a... Antivaccinist înseamnă să ieși în fața oamenilor să le spui să nu se vaccineze. El nu face lucrul acesta. El a refuzat de fiecare dată să spune dacă se vaccinează sau nu s-a vaccinat. Nu este un antivaccinist. Iarăși este Nu este un promotor al măsurilor sanitare legate de pandemie. Măsuri sanitare, bine, am văzut că poartă mască tot timpul. Este, dar, într-adevăr, este, putem spune că este unul dintre oamenii care s-au împotrivit pandemiei, în condițiile în care la Belgrad anul trecut a organizat un turneu unde nu s-a respectat nicio măsură sanitară. Bun. Aici, într-adevăr, dar din revenind la exact ce spuneați mai devreme, și o chestie, o observație foarte bună, în momentul în care în sport intervin decizii care nu mai au legătură cu sportul, atunci nu mai este clar să nu mai este despre sport. Și strică foarte, foarte mult imaginea în primul și în primul. Pentru că Novak Djokovic, până la urmă, se poate duce la Roland Garros, se poate duce la Wimbledon, se poate duce la US Open și, cu siguranță, încă mai are forța să câștige încă un turneu de Grand Slam încât să îi bată pe cei doi care, evident, nu mai sunt, sunt și mai în vârstă și nu-i mai văd nici pe Nadal, nici pe... Da. Pandemia nu se va termina curând și aceste competiții sportive, desigur că vor merge înainte. Ce e nevoie să se modifice în legislație pentru ca un astfel de... Pentru că avem un astfel de precedent și situații de genul acesta, iată, nu ne dorim să se repete. Până la urmă, dacă ne uităm la niciun sportiv de performanță, nu a avut complicații din cauza COVID-ului. Sunt niște documentații științifice legate de mitocondrii și așa mai departe, de faptul că oamenii care sunt activi din punct de vedere sportiv și mai ales cei care fac sport de performanță, absolut toți cei care au fost infectați cu COVID-19 au avut forme ușoare. Absolut toți. Deci nu a existat un sportiv de mare performanță care să fi trecut prin boală și să aibă nevoie de oxigen și să fie internat la terapie intensivă. Dar nici nu putem garanta, domnule Drejan, că lucrul ăsta nu s-ar putea întâmpla de acum înainte. Evident, se poate întâmpla. E foarte clar. De exemplu, uite, pe englezii cred că sunt oamenii care promovează cel mai bine, cel puțin prin sport. Mă uit în Premier League, campaniile de vaccinare sunt la ordinea zilei. Adică oamenii vor deja să nu mai ia jucători și să-i dea afară, să-i amendeze, ba chiar să le desfacă contractul de muncă celor care sunt antivaxxeri. Pentru că este, până la urmă, nu e bine, tocmai sportul, gândiți-vă, dacă ne gândim în momentul de față sportul, fotbalul are mai multă, are cei mai mulți simpatizați, mai mult decât orice religie la nivel, este cel mai mare fenomen social. Da. Imaginați-vă când împarți lumea când tu vrei să faci un bine, da? Când vrei să împarți lumea între vacciniști și antivacciniști, atunci este o mare problemă, pentru că ești foarte aproape de un conflict mondial între concret, cum credeți că se va termina această poveste? Eu cred că în cele din urmă Novak Djokovic ar trebui să participe sportiv. Însă statul australian, mă gândesc că mi-aș încălca într-un fel principiile democrației. Mi-aș încălca tot ce înseamnă statutul țării mele. Și probabil, în mod normal, dacă eu aș fi acum guvernatorul australian, eu nu mi-aș permite lui Novak Djokovic să participe. Din punct de vedere sportiv, dacă aș gândi ca un om care este implicat doar în fenomen sportiv, pentru mine ar fi o problemă faptul că Novak Djokovic ar trebui să joace. Dar aici vorbim despre niște legi care până la urmă trebuie respectate de oricine. Mulțumesc. Jurnalistul Narcis Drejan a fost în contextul în care Novak Djokovic, vă reamintesc, a câștigat în instanță, dar telenovela continuă. Ministrul Emigrării din Australia a anunțat imediat după decizia instanței că ia în calcul o nouă anulare a vizei sportivului. Vin informații pe surse că acesta ar fi fost arestat. Nu e confirmată această informație. Tatălui va susține o conferință de presă în această după-amiază. Vedem și noi împreună ce s-a întâmplat până acum. Medical exemption and
the basis on which it was given was separately given by a further independent expert specialist panel established by the Victorian State Government. And that document was in the hands of the delegate. And the point I'm somewhat agitated about is what more could this man have done? Judecătorul Anthony Kelly a declarat că Djokovic a primit scutirea medicală necesară pentru vaccinarea COVID-19 înainte de a se deplasa la Melbourne pentru turneul de tenis Australian Open și a prezentat dovezi în acest sens când a aterizat miercuri seara. Situația lui Djokovic a fost urmărită îndeaproape în întreaga lume, creând tensiuni politice între Belgrad și Canberra și declanșând dezbatere aprinse cu privire la mandatele naționale de vaccinare. În pericol este șansa numărului 1 mondial de a câștiga un record de 21 de Grand Slam la Australian Open, primul turneu major al anului, care începe la Melbourne pe 17 ianuarie. Djokovic, în vârstă de 34 de ani, a fost ținut de joi într-un hotel de detenție pentru imigranți alături de deținuți solicitanți de azil pe termen lung. I s-a permis să participe la biroul avocaților săi pentru audierile virtuale, dar nu a fost văzut în public de când a ajuns în Australia. Avocații săi susțin că o infecție recentă cu COVID-19 l-a calificat pe Djokovic pentru a beneficia de o scutire medicală de la cerința ca cei care nu sunt cetățeni australieni și care intră în țară să fie dublu vaccinați. Cu toate acestea, guvernul australian afirmă că persoanele care nu sunt cetățeni nu au dreptul de intrare garantată în Australia, a pus la îndoială scutirea invocată de acesta și a subliniat că, deși Djokovic câștigă acțiunea în instanță, își rezervă dreptul de a-l reține din nou și de a-l îndepărta din țară. Un grup de aproximativ 50 de susținători s-a adunat luni în fața Tribunalului Federal de Circumscripție și Familie, chiar dacă audierea a avut loc practic din cauza epidemiei de Omicron din Australia. Cu toate acestea, opinia publică din Australia, unde peste 90% din populația adultă este complet vaccinată, a fost în mare parte împotriva tenismenului, în special în Melbourne, care a cunoscut cea mai lungă închidere cumulativă din lume. Cazurile de COVID-19 din această țară au depășit luni 1 milion, mai mult de jumătate dintre acestea fiind înregistrate în ultima săptămână, ceea ce a dus la creșterea numărului de spitalizări și a pus la grea încercare lanțurile de aprovizionare. Da, Novak Djokovic, spuneam, a câștigat în instanță, dar telenovela continuă. Ministrul imigrării din Australia a anunțat imediat după decizia instanței că ia în calcul o nouă anulare a vizei. Între timp apar noi informații despre blocarea numărului 1 mondial pe aeroport. Djokovic a recunoscut de prima dată că nu e vaccinat, dar a precizat că a fost infectat de două ori cu virusul SARS-CoV-2, ultima dată pe 16 decembrie 2021. În ciuda deciziei instanței, guvernul australian pare hotărât să blocheze prezența lui Novak Djokovic la Australian Open. Avocatul executivului Christopher Tran a declarat că ministrul imigrării Alex Hawke va lua în considerare o nouă anulare a vizei de intrare în țară. Judecătorul Anthony Kelly a avertizat că în cazul unei asemenea decizii, Djokovic nu va avea voie să mai intre în Australia timp de 3 ani. Între timp, jurnaliștii de la The Guardian au prezentat discuția avută de tenismen cu oficialul forțelor de frontieră care l-a intervievat la sosirea în Australia joia trecută. Djokovic a recunoscut atunci că nu este vaccinat. Mulțumesc! Deci care au fost motivele pentru care ați călătorit în Australia astăzi? Sunt un jucător profesionist de tenis și principalul motiv pentru care vin în Australia este participarea la Australian Open de la Melbourne, Victoria. Mulțumesc! Acum întrebare legată de vaccinare. Sunteți vaccinat? Nu sunt vaccinat. Pentru COVID-19? Nu sunteți vaccinat? Nu sunt vaccinat. Mulțumesc, ați avut vreodată COVID? Da. Când? Am avut COVID de 2 ori. Am avut COVID în iunie 2020 și am avut COVID recent. Am fost testat pozitiv. PCR, 16 decembrie 2021. Până acum, Novak Djokovic a refuzat să spună public dacă s-a vaccinat sau nu împotriva coronavirusului. Presupusa îmbolnăvire din 16 decembrie este însă pusă sub semnul întrebării. Acesta a fost prezent chiar la acea dată la un eveniment public desfășurat la interior. Mai mult, la o zi după ce s-ar fi infectat, Djokovic i-a premiat pe cei mai buni tineri tenismeni din Serbia, un eveniment la care, de asemenea, nimeni nu purta mască.
Reacții dure după ce Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis reintroducerea obligativității purtării măștii de protecție atât în spațiile închise cât și în spațiile deschise și interzicerea utilizării măștilor textile în favoarea celor medicale sau FFP2. Polițiștii atrag atenția că nu vor putea controla practic respectarea acestei reguli. Nu există proceduri, iar polițiștii nu au cunoștințele necesare pentru a depista diferențele dintre măștile purtate de oameni. Discutăm întreaga situație cu Cosmin Andreica de la Sindicatul Europol. Bună ziua, domnule Andreica. Bună ziua. Am văzut apelurile dumneavoastră în nenumărate emisiuni de televiziune în care ați explicat această neputință pe care o aveți vis-a-vis de această situație. Vă aude cineva? Aveți vreun feedback legat de nemulțumirile pe care le-ați exprimat de mai multe ori în spațiul public? Vedeți, dumneavoastră, nu cred că e un element de noutate. Încă de la momentul declanșării stării de urgență din 2020 am avut acele ordonanțe militare care ulterior au fost declarate neconstituționale, am avut o serie de hotărâri de guvern privind declararea stării de alertă care au fost anulate în instanță și în continuare se pare că specialiștii pe care avem și care sunt puși să gândească măsuri pentru a preveni infectarea care evident va apărea în noua a valului 5, iau astfel de decizii fără a exista până la urmă o justificare și un fundament pentru care polițiștii ar trebui să verifice aceste măști pe stradă. Gândiți-vă că în momentul de față pe piață există foarte multe tipuri de măști, inclusiv cele textile au multe dintre ele inserții de diferite filtre care asigură probabil o protecție mult mai mare decât cele medicinale, nu se vorbește despre ele, iar în ordinul comun al Ministrului de Interne emis împreună cu Ministerul Sănătății se vorbește despre măști medicinale care au 3 straturi. Acum, întrebarea, mai ales în condițiile în care inclusiv poliția română a achiziționat măști neconforme imediat după starea de urgență, acele măști achiziționate din Turcia care nu îndeplineau condițiile și care erau într-un singur strat, cum ar putea polițiștii să-și dea seama dacă măștile folosite de cetățeni pe stradă sunt măști care au un strat, 2 straturi, 3 straturi sau dacă sunt conforme sau neconforme? Pentru că știm foarte clar, piața a fost inundată de produse din China care sunt neconforme, care nu sunt în acord cu standardele europene și evident care sunt folosite pentru că sunt mai ieftine. Ori în aceste condiții, gândiți-vă că o asemenea discuție între un cetățean și forțele de ordine cu privire la conformitatea măștii nu ar duce la altceva decât la conflicte și la discuții contradictorii pe care, sincer, nici le putem înțelege în condițiile în care nu e treaba polițistului să verifice specificațiile tehnice ale unei măști pe care o folosește un cetățean. Bun, dacă domnule ne raportăm Andreica la ordin, da, vedem că acele măști cu 3 straturi sunt descrise ca fiind conforme măștile care au 3 straturi. Întrebarea este, polițistul ar trebui cumva să poarte vreo foarfecă și să decupeze acea mască, să vadă dacă are cumva 3 straturi sau în ce condiții poate să facă acest lucru sau să nu facă acest lucru? Da. Ați primit răspunsuri pentru toate aceste întrebări? Din păcate, până la acest moment, am văzut doar iritări din partea guvernanților cu privire la aceste chestiuni, fără să vină cu explicații, fără să vină cu, până la urmă, cu o procedură cu privire la modul în care efectiv să se desfășoare această verificare a măștilor și nu putem să nu vorbim despre faptul că polițiștii până la acest moment nu au fost instruiți și nici măcar nu s-a prezentat cum ultima arată întrebare, domnul Andreica, și vă rog mult să-mi dați un răspuns scurt, că nu mai avem timp. Atunci, populația, omul de rând, de ce să mai respecte aceste reguli dacă ei văd la televizor că polițiștii nici măcar nu știu să facă diferența între o mască cu 3 filtre, 2 filtre de, cu țesătură de material sau mască sanitară? Ați avut la noastră în emisiune specialiști zilele trecute, medici, care spuneau că nici măcar ei nu pot face diferența între o mască conformă și o mască neconformă. Singura condiție în care pot să constate dacă este conformă sunt specificațiile de pe ambalaj. Adică ne-ar trebui cutia sau ambalajul în care au fost păstrate cele măști ca să putem vedea dacă au o conformitate. În rest, măștile nu au aplicate niște simboluri sau elemente de identificare pe interiorul sau pe exteriorul lor. Cosmin Andreica, Sindicatul Europol. Mergem mai departe. Scandal în această dimineață în fața Ministerului Sănătății. Câteva zeci de susținători AUR au ieșit în stradă pentru a protesta față de restricții și pentru a-i cere demisia lui Alexandru Rafila. Protestele vin după ce în urmă cu o zi Simion și-a dus susținătorii chiar la locuința ministrului Rafila.
antivacciniști au venit la datorie încă din prima zi a săptămânii. Înarmați cu pancarte, buvuzele și măști cu seringi înfipte în cap, susținătorii AUR s-au strâns în fața Ministerului Sănătății. Oamenii cer ridicarea tuturor măsurilor și demisia ministrului Alexandru Rafila. Protestatarii acuză ministerul că nu a asigurat tratamentele pentru cei infectați și că îi obligă pe oameni să se vaccineze. Susținătorii AUR cer ministerului să le dea antivirale celor infectați. De altfel, protestatarii au fost conduși chiar de George Simion, cel care în urmă cu o zi i-a condus pe aceștia la locuința lui Alexandru Rafila. Între timp, valul Omicron a ajuns deja, iar coaliția încă se bâlbuie pe tema certificatului verde. Suntem nepregătiți, la fel ca în valurile precedente. În timp ce Florin Câțu susține că singurul proiect este cel al PNL, blocat în Parlament, cei de la PSD nici nu mai aduc vorba despre un nou proiect, deși până acum se băteau cu pumnul în piept că au mai multe soluții. Gabriela Mihai ne explică. Gabriela. Am găsit, la finalul acestei săptămâni va avea loc și prima ședință a coaliției de guvernare pe acest an, o ședință în care vor fi cel mai probabil discuții aprinse, având în vedere faptul că președintele Partidului Național Liberal, Florin Câțu, a anunțat că vrea să aducă în discuție acest subiect referitor la certificatul verde, în contextul în care în Parlament s-a blocat proiectul pe care Florin Câțu l-a depus la Senat, în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, acolo unde au fost depuse 45 de pagini de amendamente și vrea Florin Câțu, președintele Partidului Național Liberal, să vină cu această discuție în coaliție pentru a obține o susținere din partea liderilor coaliției și totodată și din partea unei majorități parlamentare pe acest proiect al certificatului verde. Acest proiect depus de președintele Partidului Național Liberal Florin Câțu în Parlament prevede ca certificatul verde să fie obligatoriu pentru a din instituții cheie, cum ar fi Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Apărării Naționale. Pe de altă parte, socialdemocrații spun că acest proiect nu este neapărat unul bun și, mai mult decât atât, în opinia socialdemocraților, acum este prea târziu pentru a se mai discuta despre implementarea unui proiect care vine cu introducerea certificatului verde la locul de muncă. Vom vedea cum vor arăta discuțiile în ședința coaliției de guvernare pe această temă. Un alt subiect de tensiune între socialdemocrație și liberali, care va fi de altfel abordat tot în prima ședință a coaliției de guvernare, care va avea loc la finalul acestei săptămâni, este cel referitor la facturile de energie, facturi care vin în continuare cu tarife foarte mari pentru oameni, pentru că susțin socialdemocrații legea adoptată de Parlament și susținută de ministrul energiei Virgil Popescu referitoare la compensarea și plafonarea facturilor nu vine în ajutorul românilor și ar vrea socialdemocrații să vină cu mai multe modificări și propuneri la această lege. Gerul Bobotezei ajunge cu o săptămână întârziere în România. Un val de aer polar va ajunge miercuri în țara noastră. Cât de mult vor scădea temperaturile, vă spunem în câteva clipe. Gerul Bobotezei ajunge cu o săptămână întârziere în România. Un val de aer polar va ajunge miercuri în țara noastră. Temperaturile minime vor coborî chiar și la minus 16 grade Celsius. Meteorologii anunță și precipitații sub formă de zăpadă în unele regiuni ale țării.
vremea va intra într-un proces de răcire accentuată ce va determina ger pe timpul nopților și temperaturi preponderent negative ziua. Cel mai rece se estimează a fi miercuri și miercuri spre joi, însă și până atunci temperaturile vor fi destul de scăzute. Temperaturi marții, de exemplu, maxime negative în partea de nord, de centru, de est a teritoriului, de la minus 3, minus 4 grade până la cel mult 2-3 grade în regiunile sud-vestice. Meteorologii anunță și intensificări ale vântului în regiunile sud-estice, astfel temperaturile resimțite vor fi cu mult mai scăzute decât cele înregistrate de termometre. Nici ninsorile nu vor lipsi. Rafalele vor fi de 55-60 de km pe oră și viteze mai mari chiar de 60-70-75 de km pe oră în zona Carpaților de Curbură și pe litoral. Vom avea parte de ninsori în partea de vest, de sud-vest a teritoriului în mod deosebit, în zonele montane, prin Moldova, însă acestea nu vor depune un strat foarte consistent de zăpadă. Final. Se întâmplă, iată, și la case mai mari. Circa 370.000 de locuințe din Berlin au rămas fără căldură și apă caldă. Asta după ce o pană de curent a produs o defecțiune la centrala termică ce deservește un cartier din capitala Germaniei. Berlinezii au experimentat pentru o noapte realitatea prin care trec de multe ori bucureștenii după ce au rămas fără apă caldă și căldură, totul după ce o pană de curent a afectat o centrală care deservește unul dintre cele mai populate cartiere din Berlin. Remedierea problemei a durat mai multe ore, la care s-a adăugat și timpul în care rețeaua de conducte a atins din nou timpul optim de funcționare. Autoritățile i-au sfătuit pe cei afectați să țină geamurile și ușile închise ca să păstreze căldura în interior, să se îmbrace mai gros și să mai pună o pătură pe ei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la ora 15. Până atunci urmează emisiunea News Pass cu Laura Chiriac. La revedere!